Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Astăzi încercați să fiți calm și rezervat. Berbec, se pare că aveți multe probleme de rezolvat. Reușiți să faceți în casă schimbări ce contribuie la îmbunătățirea atmosferei. Nu neglijați odihna. Taur, sunteți foarte ambițios și reușiți să finalizați o lucrare importantă. După amiază aveți ocazia să vă afirmați în societate, s-ar putea să luați inițiative pentru care veți fi admirat. Gemeni, dimineața aveți o stare de spirit excelentă, astfel încât relațiile cu cei din jur decurg fără probleme. Aveți șanse de reușită în activitățile casnice și în societate. Singurul lucru care vă nemulțumește este situația financiară. Rac, dimineața este posibil ca relațiile sentimentale să fie mai tensionate. Nu vă faceți griji, o rudă mai în vârstă vă ajută să înțelegeți că așa zisele probleme sunt create de o persoană invidioasă. Leu, sunteți apreciat pentru eforturile depuse la serviciu. Puteți să finalizați tot ce ați început. Pe plan financiar, s-ar putea să nu stați tocmai bine, dar sunteți hotărâți să întoarceți lucrurile în favoarea voastră. Fecioară, sunteți foarte ambițios și reușiți să finalizați tot ce v-ați propus. Dimineața intrați în posesia unui câștig financiar consistent și aveți ocazia să vă afirmați pe plan social. Balanța, astăzi faceți schimbări importante pe plan sentimental și social, colaborați foarte bine cu cei din jur și puteți avea succes în societate. Nu vă asumați niciun risc pentru că puteți pierde o afacere rentabilă. Scorpion, deși aveți o zi încărcată, reușiți să faceți față cu brio tuturor problemelor. Lipsa banilor vă deranjează, dar nu reprezintă un obstacol de neîntrecut. Săgetător, reușiți să rezolvați o problemă sentimentală care nu vă dă pace de la o vreme. Dimineața un prieten vă propune să intrați într-o afacere pe care a demarat-o de curând. Capricorn, puteți avea succes într-o scurtă călătorie de afaceri. Fiți prudenți și evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerii. După amiază, reușiți să clarificați o problemă sentimentală mai veche. Vărsător, se pot produce schimbări importante, mai ales pe plan social și sentimental. Colaborați foarte bine cu partenerii de afaceri și vă întâlniți cu persoane importante. După amiază faceți o investiție pentru cămin. Pești, intervin mai multe schimbări de program. Nu vă faceți griji pentru că totul va ieși bine. Aveți ocazia să cunoașteți o persoană mai în vârstă care vă ajută să rezolvați o problemă profesională. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață.